O să citesc întâi primele 12 versete din epistola Apostolului Pavel către Coloseni, iar apoi voi trece prin tot pasajul, verset cu verset. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-am vrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. O introducere foarte lungă a Apostolului Pavel, care bineînțeles trebuie împărțită pe segmente, că altfel ne pierde. Și știm că Apostolul Pavel a scris epistola asta pentru că se prezintă ca de obicei de la început. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos și fratele Timotei. Deci și Timotei e coautor cu Apostolul Pavel. Cel mai probabil Pavel a dictat și Timotei a scris. Probabil. Și încă de la început vedem că Apostolul Pavel face apel la autoritatea lui. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. El e un trimis al lui Hristos. Asta e slujba lui. Și nu pentru că a vrut el asta, ci prin voia lui Dumnezeu. Foarte important. Apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat harul să fie un apostol al lui Mesia. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat la slujba asta. Nimeni nu și atribuie acest rol de capul lui. Nimeni nu se trezește peste noapte apostol al lui Iisus. Și cred că Pavel pune accentul pe asta încă de la început, pentru că le va spune mai încolo să se ferească de anumite învățături. Și ca și cum le spune, eu am autoritate, eu vă spun adevărul. Ascultați de ce vă spun eu. Eu sunt un apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Eu nu sunt ca învățătorii aia mincinoși. Dumnezeu m-a chemat la slujba asta. Tot ce vă voi spune în această epistolă are autoritate, e autorizat din partea lui Dumnezeu. Cam asta e ideea, da? Eu nu sunt apostol al lui Iisus Hristos, că așa am vrut eu, prin voia lui Dumnezeu. Și observați că e o diferență clară între apostol și ceilalți slujitori ai cuvântului. Timotei era un învățător. Și de aici putem deduce că nu i se adresa lumea cu învățătorul Timotei. Că apostolii și învățătorii din primul secol nu aveau niște titluri din astea cu care li se adresa lumea. Cum se întâmplă deseori astăzi. Erau frați. Fratele Timotei, care are slujba de învățător. Fratele Pavel, care are slujba de apostol. Și cu toate că era mâna dreaptă a apostolului Pavel, Timotei, nu îi se dă un titlu din ăsta onorific, da? Fratele Timotei. Era un frate la fel ca toți ceilalți. Chiar dacă avea o slujbă specială de învățător, la fel cum apostolul Pavel avea o slujbă specială de apostol, oamenii nu li se adresau cu astfel de titluri. Adică slujba nu devine un titlu după care mă strigă lumea. Doctorul nu știu care.
Nu, ți-ai luat doctoratul, bravo ție, ești tot Ion și Gheorghe, fratele Ion, fratele Gheorghe, care are un doctorat, ca să facem o aplicație la zilele noastre. Dar foarte mulți astăzi suferă de înălțare de sine. Le place să li se adreseze oamenii cu doctorul, reverendul nu știu care, chiar și pastorul nu știu care. Nu. Eu sunt fratele Gheorghiță și am slujba de păstor. Iată de simplu. Și asta e și învățătura Domnului Iisus. Voi să nu vă numiți rabi, da? Voi să nu vă dați titlul din astea. Să nu vorbiți între voi în felul ăsta. Voi toți sunteți frați. Da, aveți slujbe diferite, dar sunteți frați. Da. Și cea mai specială slujbă e cea de apostol al lui Iisus Hristos. Da. Tocmai de-aia Pavel se prezintă așa. Pavel, care am slujba, chemarea, să fiu un apostol al lui Iisus Hristos. Prin voia lui Dumnezeu. Nu am ales eu asta. Da. Și apoi în versetul 2 vedem cui este adresată epistola. Către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Asta e un salut al apostolului Pavel. Sfinții sunt cei care sunt puși deoparte pentru Dumnezeu, cei separați de lume, cei sfințiți în Hristos. Cei pe care Dumnezeu i-a ales înainte de întemeierea lumii să fie sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Cum scrie tot Pavel în Efeseni capitolul 1. Și frații credincioși, adică cei ce cred Evanghelia. Nu e vorba de două categorii de oameni aici. E vorba de aceiași oameni. Sfinții sunt și credincioși. Cei ce sunt sfințiți în Hristos sunt cei ce cred în Hristos. Da. De-aia toți creștinii sunt sfinți. Foarte mulți oameni sunt foarte, nu știu, reticenți. Li se pare că se dau mari dacă se numesc pe ei sfinți. Nu, Dumnezeu ne numește sfinți. Nu pentru că suntem noi perfecți. Pentru că suntem puși deoparte de El. Asta e ideea. Suntem sfinți înaintea Lui. Dumnezeu ne-a separat de lume, ne-a pus deoparte în Hristos. Îi aparținem Lui. Noi nu mai aparținem lumii acestei. Indiferent de nivelul de neprihănire practică, să o numesc așa, în care trăiește un creștin, el e un sfânt înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de maturitatea lui, cât de matur e sau cât de imatur e, el e tot un sfânt înaintea lui Dumnezeu. Sunt sfinți în Hristos, din punct de vedere pozițional, iar acum sunt chemați să-și sfințească viața. Da? Deci, eu cred că asta e o smerenie falsă, o fățărnicie. Când creștinii refuză să se numească pe ei înșiși sfinți, e o fățărnicie. Când Scriptura așa ne numește, sfinți. Da, păi oamenii lumii înțeleg, nu mă interesează cum înțeleg oamenii lumii. Nu oamenii lumii îmi definez mie termenii. Scriptura. Dacă Scriptura mă numește sfânt, înseamnă că sunt sfânt. Dacă oamenii lumii vor să afle ce înseamnă să fii sfânt, le explicăm din Scriptură ce înseamnă să fii sfânt. Înseamnă să crezi în Hristos. Să fii unit cu Hristos. Să fii socotit, drept, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Asta înseamnă să fii sfânt. Să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu înseamnă să fii perfect. Știu că oamenii lumii confundă sfințenia cu perfecțiunea. Nu despre asta e vorba. Sfânt nu înseamnă perfect. Asta vor să ne facă să credem cumva religiile false. Ortodoxia, catolicismul. Și oamenii obișnuiți când citesc despre acești sfinți se raportează la ei ca la niște zei. Ăștia erau zei. Nu. Apostolul Petru, Sfântul Apostol Petru, a avut și el greșelile lui. A început să devină fățarnic la un moment dat. Și Apostolul Pavel l-a certat. Citim despre asta în Cartea Galateni. A început să fie fățarnic. Să se dea cu evrei. Să se separe de neamuri. Sfântul Apostol Petru era și el om. Avea și el slăbiciuni, la fel ca și noi. Și el a trebuit să treacă printr-un proces de sfințire, progresiv. Așa cum trecem toți creștinii care suntem sfinți în Hristos. Sfinți din punct de vedere pozițional, iar apoi ne sfințim viața.
progresiv. Trebuie înțelese corect lucrurile astea, da? Toți creștinii sunt sfinți. Toți cei credincioși în Hristos sunt și sfinți. Dacă crezi în Hristos, ești un sfânt al lui Dumnezeu. Nu ești perfect. Dar nu se confunda, repet, sfințenia cu perfecțiune. Ești perfect, da, din punct de vedere pozițional, în Hristos. Pentru că ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Iar acum ești chemat să sfințești viața. Asta e sfințirea progresivă. A trăi în neprihănire nu înseamnă a fi perfect, da. Înseamnă a avea o viață marcată de neprihănire. La fel cum viața ta înainte era marcată de păcat, acum e marcată de neprihănire. Acum sfințești viața, te separi tot mai mult de lucrurile păcătoase. Deci creștinii sunt sfinți și se sfințesc. Sunt sfinți și sunt chemați să fie sfinți. Iar salutul apostolului Pavel e har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și al meu, Pavel, și al lui Timotei, și al vostru, Tatăl nostru. Și de la Domnul Iisus Hristos. În mod clar, aici e prezentat Hristos ca fiind una cu Tatăl în natură. Da. Doar Dumnezeu ne poate transmite har. Harul nu ne este transmis de Dumnezeu Tatăl nostru și de o ființă creată. Nu. Domnul Iisus e pus alături de Tatăl, pentru că sunt una în natura lor. Și ambii ne transmit har. Tatăl și Fiul. Deci, în mod clar, Hristos e prezentat aici ca fiind una cu Tatăl în natură. Cu Tatăl Lui, cum va spune Pavel imediat în versetul 3, dar și cu Tatăl nostru, al tuturor credincioșilor și sfinților. Și noi devenim copiii lui Dumnezeu prin înfiere. Prin credința noastră în Hristos suntem înfiați în familia lui Dumnezeu. Și astfel, Tatăl Domnului Iisus devine Tatăl nostru, al tuturor credincioșilor. Și cumva harul și pacea sunt strâns legate. De-aia Pavel folosește des acest salut. Har și pace. Când Dumnezeu îți face parte de har, inevitabil va veni și pacea. Asta e consecința harului. Pacea. Și aici nu se referă la faptul că ești mântuit prin har. Când ești mântuit inițial prin har, da? Ei erau deja mântuiți. Socotiți neprihăniți. Prin har, prin credință. Se referă la harul lui Dumnezeu de care avem nevoie în fiecare zi. Eu în fiecare zi le pot spune fraților mei sfinți în Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai departe, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Deci, Domnul meu și al lui Timotei și Domnul vostru. La fel cum Tatăl meu și al lui Timotei și Tatăl vostru. Tatăl nostru, Domnul nostru. Da. Și dacă mai devreme l-a numit pe Dumnezeu Tatăl nostru, acum îl numește pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru. Tatăl Domnului nostru e în același timp și Tatăl nostru al tuturor credincioșilor. Și asta, cum am zis, prin unirea noastră cu El, cu Hristos. Suntem uniți cu El prin credință. Suntem scufundați în Hristos, botezați în Hristos. Și astfel, prin El, suntem înfiați în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu devine Tatăl nostru. Și dacă Hristos nu e Domnul tău, stăpânul tău, înseamnă că Dumnezeu nu e Tatăl tău. Domnul nostru, Tatăl nostru. Cine n-are pe Fiul, n-are nici pe Tatăl, spune Ioan. Dacă Domnul Iisus nu e Domnul tău, Dumnezeu nu e Tatăl tău. Dacă n-ai crezut Evanghelia, dacă nu te supui Domnului Iisus, asta înseamnă că El e Domnul tău. Dumnezeu n-are cum să fie Tatăl tău. Da. Și vom vedea mai încolo pentru ce se rugau neîncetat Pavel și Timotei pentru Coloseni. Vom avea scris mai încolo. Versetele 4 și 5. Și am auzit
despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. De aici vedem că Pavel nu-i cunoștea personal, asta reiese. Doar auzise despre credința lor. Și vom vedea mai încolo că Epafras le-a spus despre credința lor. Și despre dragostea lor față de toți sfinții. Adică de toți credincioșii. Din nou, îi numește pe toți credincioșii și sfinți. Dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Față de fraților în Hristos. Da. Iar o credință autentică va rezulta mereu într-o dragoste autentică pentru frații. Sunt inseparabile. În Galateni 6, Pavel spune că această credință mântuitoare lucrează prin dragoste. Sunt inseparabili. Consecința credinței mântuitoare e dragostea pentru frați. Și pe asta pune accentul și Apostolul Ioan în epistola lui. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe frați. N-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu sau să-L iubești pe Domnul Iisus și să nu iubești pe frații tăi în Hristos. Pe cei născuți din Dumnezeu, la fel ca și tine. Asta ne-a poruncit și Domnul Iisus, să ne iubim unii pe alții. Pentru că doar așa lumea va cunoaște că suntem ai Lui. Dragostea pentru frați demonstrează credința noastră autentică. E o consecință a credinței noastre. E credința noastră făcută vizibilă. Da, înaintea oamenilor. Și despre asta vorbește și Iacov în epistola lui. Cum să ai credință dacă n-ai fapte? Credința ta se vede în faptele tale. Se vede în dragostea ta pentru frați. Da. Credința mântuitoare lucrează prin dragoste. Da, m-am zis că spune Pavel în Galateni. Nu e doar o simplă aprobare intelectuală a unor învățături. Pac, cred în Trinitate, cred în aia, l-am tăgat. Nu. Credința adevărată se vede în practică. Credința reală, autentică în Hristos e strâns legată de dragostea pentru toți sfinții. Pentru toți frații în Hristos. N-ai cum să ai o credință adevărată și să nu-ți iubești frații. Iar această dragoste e motivată și de nădejdea noastră comună pe care o avem, care ne așteaptă în ceruri. Cum spune Pavel? Dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Deci dragostea asta e motivată de nădejdea noastră comună pe care o avem. Adică de viața veșnică despre care am auzit prin Evanghelie. Și unde am mai auzit despre lucrurile astea trei? Credința, dragostea și nădejdea. Unde am mai auzit despre lucrurile astea? Credința, dragostea și nădejdea. 1 Corinteni, capitolul 13. Unde vorbește Pavel acolo despre dragoste, că e mai presus de toate. Și spune la finalul capitolului, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce? Pentru că dragostea rămâne veșnic. De credință avem nevoie acum. Atunci vom vedea dezlușit. Vom vedea față în față. De nădejde avem nevoie acum. Atunci vom avea totul de plin. Vom avea ce am nădăjduit. Da. Dar dragostea nu se va sfârși. Va rămâne veșnic. De-aia e mai presus de toate. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Mai departe. Continuă ideea Apostolul Pavel. Versetele de la 6 la 8 o să citesc. Care a ajuns până la voi și este în toată lumea. Se referă la Evanghelie. Unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Deci, Evanghelia ajunsese atunci deja în toată lumea cunoscută de ei. Nu în sens absolut, da? A nu se înțelege că a ajuns Evanghelia la fiecare individ în parte. Vorbește în termen general. A ajuns în toată lumea. La fel cum spune Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Nu se referă la orice individ în parte. E o vorbire generală. Da? Și aduce roade, adică oamenii, tot mai mulți oameni, credeau și aduceau tot mai multe roade plăcute lui Dumnezeu. Adică erau transformați, își sfințeau viețile. Se vedeau roadele Evangheliei în faptele lor.
în viețile lor schimbate. Da. Și așa s-a întâmplat și cu credincioșii din Colose, încă din prima zi când au auzit despre Harul lui Dumnezeu descoperit în Evanghelie. Adică că mântuirea se capătă doar prin credința în Hristos. Ăsta e Harul lui Dumnezeu care e descoperit în Evanghelie. Că suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu doar prin credință. Că Hristos s-a jertfit pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și spune că au cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Adică au cunoscut adevăratul Har al lui Dumnezeu. Cred eu că la asta se referă Apostolul Pavel aici. E un pic mai ciudat acolo, nu prea se înțelege. Dar eu cred că se referă la faptul că au cunoscut adevăratul Har al lui Dumnezeu, care îi face să-și sfințească viețile, care aduce roade. Harul contrafăcut al lui Dumnezeu, am putea spune că e, sunt mântuit, acum pot să fac ce vreau, pot să trăiesc cum vreau eu. Ăsta nu e Harul adevărat al lui Dumnezeu, e doar o amăgire. Adevăratul Har, care aduce mântuire pentru toți oamenii, care cred, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Spune Pavel în Tit, capitolul 2. Ăsta e adevăratul Har al lui Dumnezeu. Ne învață să o rupem cu păgânătatea. Asta e consecința cunoașterii adevăratului Har al lui Dumnezeu. Dacă ai avut parte de adevăratul Har al lui Dumnezeu, asta te va învăța și pe tine, acest har. Să o rupi cu păgânătate și cu poftele lumești. Să trăiești cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptându-L pe Hristos. Iar cel care le-a dus Evanghelia acolo, e cel mai probabil, da? Epafras. Epafras. Pe care Pavel îl recunoaște aici ca și tovarăș de slujbă cu ei. Și ca un slujitor loial al lui Hristos. Cumva Apostolul Pavel la probă, da? Când Apostolul Pavel, chemat să fie apostol prin voia lui Dumnezeu, spune asta despre tine, înseamnă că te aprobă. E bine ce ați auzit de la Epafras. Da? Asta e ideea. Și se pare că Epafras apoi se duce la Pavel și la Timotei și le povestește despre roadele pe care le-a adus Evanghelia în mijlocul lor. Despre dragostea lor în Duhul. Și acum Pavel pune mereu un contrast Duhul cu firea pământească. Cred că ideea e că oamenii ăștia nu aveau o dragoste firească unii pentru alții, cum au oamenii lumii. Ei se iubeau în Duhul, cu o dragoste dumnezeiască. Era o legătură a Duhului Sfânt în mijlocul lor. O dragoste lipsită de orice fel de interes, de egoism. O dragoste pură, curată. Versetul 9, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, când am auzit despre credința și dragostea voastră, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Deci Pavel și Timotei aud de la Epafras despre credința și dragostea lor, de lucrarea Evangheliei și a Harului în mijlocul lor și se pun pe rugăciuni. Cum a zis și mai devreme, au început să se roage neîncetat. Nu înseamnă că se rugau într-una, dar se rugau regulat pentru ei, da? Fiecare zi. Și pentru ce se rugau? Ca să fie vindecați de toate bolile? Ca să le meargă bine afacerile? Mă rog ca toți să vorbiți în limbi? Nu pentru asta se rugau. Pavel și Timotei, neîncetat. Să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Să creșteți în cunoașterea voii Lui Dumnezeu și să aveți înțelepciune și pricepere spirituală. De ce? Versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Deci, ca să nu fac de râs numele Domnului și să-i fiu plăcut, și cred că se referă la Domnul Iisus aici, da? Să aduc roade bune,
fapte bune, plăcute Domnului, trebuie să cresc în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Nu pot să-i fiu plăcut dacă nu cunosc voia lui Dumnezeu. Și cum cunosc voia lui? Cum cunosc voia lui Dumnezeu? Mă uit pe cer și cunosc voia lui Dumnezeu? Din cuvântul lui. Din cuvântul lui. Studiez cuvântul lui. Și astfel cresc în cunoașterea voii lui. Mă maturizez, capăt înțelepciune și pricepere duhovnicească. Iar apoi voi ști cum să mă comport în chip vrednic de Domnul și să-i fiu plăcut în orice lucru. Voi aduce roade bune și voi crește în cunoștința lui Dumnezeu. Cunoscând voia lui, din cuvântul lui, voi crește în cunoașterea lui Dumnezeu însuși. Pavel nu se repetă aici, da? Întâi zice că se roagă ca ei să fie plin de cunoștința voii lui Dumnezeu, iar acum se referă la creșterea lor în cunoașterea lui Dumnezeu însuși, a caracterului lui. Cunoscând voia lui Dumnezeu, îl voi cunoaște pe Dumnezeu. Și voi aduce roade bune, plăcute lui. Iar roadele astea constă în faptele bune, pe care le voi face ca o consecință a cunoașterii voii lui Dumnezeu. Roadele nu se referă la câți oameni aduc eu la Hristos. Nu asta e ideea. Roadele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi sunt un caracter schimbat de cuvântul lui Dumnezeu, care se va manifesta în fapte bune. Pentru aceste roade îi glorifica Dumnezeu. Și astea sunt roadele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi. Și asta înseamnă să trăim în chip vrednic de Domnul nostru Iisus. Și nu putem să facem asta dacă nu cunoaștem voia Lui. Și nu putem cunoaște voia Lui decât din cuvântul Lui. Și nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu dacă nu cunoaștem voia Lui din cuvântul Lui. Sunt strâns legate toate. Și continuă. Întăriți, versetul 11, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, și aici se poate traduce puterea Lui slăvită, potrivit cu puterea Lui slăvită, glorioasă, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Deci, crescând în cunoașterea Lui Dumnezeu, cunoscând voia Lui Dumnezeu, apropiindu-mă tot mai mult de Dumnezeu, voi fi întărit de El ca să rabd în orice încercare, pe termen scurt sau pe termen lung, în orice răbdare sau îndelungă răbdare, cu bucurie. Nu doar să rabd, să rabd cu bucurie. Nu să stau acolo, aoleu, hai să treacă, cu bucurie. Asta e o putere supranaturală care vine numai de la Dumnezeu. Nu e ceva omenesc. Dumnezeu e Cel care ne întărește și ne dă putere să răbdăm cu bucurie orice lucru. Prin puterea Lui glorioasă facem asta, nu prin puterile noastre omenești. Și nu avem cum să răbdăm cu bucurie în orice încercare decât dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu și cunoaștem voia Lui. Și observați că Pavel vrea ca noi să fim întăriți cu toată puterea, să trăim la cel mai înalt standard din punct de vedere spiritual. Deci dacă vrei putere să rabzi, cunoaște-L pe Dumnezeu. Citește cuvântul Lui, cunoaște voia Lui. Și din voia Lui cunoaște-L pe Dumnezeu. Și asta va rezulta într-o trăire după voia lui Dumnezeu. Și când vei fi în încercare, Dumnezeu te va întări. Ca să rabzi toate lucrurile. Și nu doar să rabzi, să o faci cu bucurie. Cu bucurie. Asta e o nebunie pentru lume. Și Pavel continuă. Nu doar să răbdăm cu bucurie, să fim și mulțumitori. Mulțumim Tatălui, versetul 12, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Să avem mereu o inimă mulțumitoare pentru harul măreț de care ne-a făcut Dumnezeu parte în Hristos. Și să fim conștienți de moștenirea care ne așteaptă și recunoscători. Când trecem prin încercări, să răbdăm cu bucurie și să fim mulțumitori. Știind, fiind conștienți de ce ne așteaptă. Privind în viitor.
Și Dumnezeu ne-a dat deja arvuna moștenirii noastre. Duhul Sfânt. Ne-a garantat deja că vom avea viața veșnică. Ne-a dat Duhul Sfânt. A turnat dragostea Lui prin Duhul Sfânt în inimile noastre, cum spune Pavel în Roman 5. Doar așa ne putem bucura și putem fi mulțumitori în suferințe, privind și meditând mereu la Harul Lui Dumnezeu, care nu doar ne-a iertat de păcatele noastre prin Hristos, nu doar ne-a mutat din întuneric în lumină, dar ne-a dat viața veșnică și ne-a făcut și moștenitori ai tuturor lucrurilor împreună cu Hristos. Vom împărăți împreună cu Hristos o veșnicie, pe un pământ nou. Romani 8, de la versetul 16, spune Apostolul Pavel, însuși Duhul Sfânt, care e arvuna moștenirii noastre, adeverește împreună cu Duhul nostru, mărturie lăuntrică, că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Întâi vine suferința, după aia vine glorificarea. Eu socotez, spunea Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. La asta trebuie să ne gândim. Asta ne va face să răbdăm cu bucurie în suferințe. De aceea, să creștem în cunoașterea Lui și a voii Lui și să fim întăriți cu toată puterea Lui ca să răbdăm cu bucurie și să-i mulțumim mereu Tatălui pentru harul de care ne-a făcut parte în Hristos. Și am predicat duminica asta și la adunare din acest pasaj și am pus o întrebare adunării la final, dar acum vreau să vă adresez vouă. Da. Dacă ar veni Epafras în vizită la voi în adunare, duminica viitoare, ar povesti altora aceleași lucruri pe care i le-a spus lui Pavel și Timotei despre Coloseni? Ar spune Epafras aceleași lucruri și despre adunarea voastră? Întrebați-vă, cercetați-vă. Eu am întrebat asta la adunare și m-am bucurat mult că un frate a strigat cu toată puterea. Da! Da! Nu i-am putut să răspundem da. Și în mijlocul nostru, ca adunare, Evanghelia și Harul Lui Dumnezeu a adus roade și merge crescând. Nu avem cum să mințim sau să ne prefacem cu o smerenie din asta falsă ca să părem noi mai evlavioși. A, nu suntem noi așa. Nu. Suntem așa. Eu cred că Epafras ar vorbi altora la fel despre credința și dragostea noastră pentru sfinți, din pricina nădejdii noastre și despre dragostea noastră în Duhul. Ce a spus despre Coloseni ar putea să spună și despre adunarea în care fac parte. N-am cum să mint. N-am cum să mint. Și nu e o laudă. Asta nu e o laudă. Pentru că e doar Harul Lui Dumnezeu. E doar Harul Lui Dumnezeu. E doar lucrarea Harului Lui în mijlocul nostru. Și a cuvântului Lui care a lucrat cu putere în mijlocul nostru. Și care ne aduce bucurie și ne sfințește tot mai mult de la o săptămână la alta. Și ne crește în dragoste. Unii pentru alții și pentru toți sfinții. Asta nu e ceva firesc, pământesc, nu e ceva normal. Ca niște oameni total străini, care n-au avut nicio treabă unii cu alții, să se întâlnească în același loc, să laude pe Dumnezeu și să se iubească unii pe alții. E total anormal. Este doar lucrarea Harului Lui Dumnezeu. De-aia zic, asta nu e o laudă. Și dacă aș spune că nu e așa, aș minți. De cealaltă parte, aș minți. Doar ca să pare eu mai smerit și mai evlavios. Da? Știu că Epafras nu ar spune lucrul ăsta despre foarte multe din adunările de azi, dar despre adunarea noastră, asta ar spune.
și n-am decât să mă bucur și să-L laud pe Dumnezeu pentru harul Lui. Asta e lucrarea miraculoasă a Evangheliei în viețile noastre, care a adus roade și merge crescând. Și nu suntem îndemnați acum să ne culcăm pe o ureche, să lenevim. Suntem bine. Nu asta e ideea. Colosenii, chiar dacă erau lăudați de Epafras pentru dragostea lor, pentru credința lor, nu au fost îndemnați acum să se culce pe ureche. Nu. Dimpotrivă. Acum trebuie să aducem tot mai multe roade, să creștem tot mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu și a voiei Lui și în orice înțelepciune și pricepere duhovnicească, ca să fim tari, să răbdăm cu bucurie și să aducem mereu mulțumirii lui Dumnezeu, care ne-a făcut vrednici de moștenirea Sfinților în lumină. Nu înseamnă că suntem perfecți în toate lucrurile, avem de crescut cu toții, dar roadele Harului Lui și a Evangheliei în mijlocul nostru sunt de necontestat. Și Epafras ar spune același lucru despre noi. Totul e prin Harul Lui. Slavă Lui în veci. Și Domnul să facă ca și despre adunarea ta, despre adunarea din care faci parte, să poată să spună Epafras același lucru.